Miercuri ajungem să vorbim despre o vreme rece pentru sfârșitul lunii noiembrie. Județul Giurgiu se află alături de alte județe din țară sub atenționare cod galben de ninsori, intensificări ale vântului și viscol. Astfel, din această seară de la ora 20 până miercuri la ora 14, ninsorile vor fi slabe cantitativ, dar vântul va avea intensificări cu viteze de 50 până la 55 de km pe oră și temporal 65 până la 70 de km pe oră. Miercuri la Giurgiu termometrele vor strânge maxim 2 grade Celsius. Astfel, miercuri vom avea la Bolintin și Mihăilești 1 grad, în timp ce la Ghimpați, Hotarele, Izvoarele, Comana și Giurgiu vom avea 2 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 30 de km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 762 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 89%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2 până la 8 cm, cota probabilă fiind 183 cm.